Locuitorii sectorului Lupoaica din municipiul Orhei au sărbătorit inaugurarea unui alt drum asfaltat, spunând adio gropilor. Anterior, drumul le dădea mari bătăi de cap. Pe vremea rea, șoferilor le era aproape imposibil de condus. Sute de copii și părinții lor trebuiau să parcurgă zeci de minute în plus pentru a ajunge la școală și la grădiniță, iar odată ajunși, încălțămintele era plină de noroi. Da, noi nici cuvinte n-avem. Așa, foarte confortabil, e bine, rutiera merge până în capăt, deservește populația foarte, foarte bine, șoferul e foarte bun șofer. În comparație cu eu de 42 de ani aproape trăiesc aici. Dar așa bine, așa frumusață nu a fost. Pentru că asta e prima dată când s-a făcut la noi în sectorul nostru așa lucrări. Mulțumim echipelor la jur, mulțumim la toți oamenii care au depus muncă. Și au adus sectorul Lupoaica într-așa situație bună, frumoasă. La noi e sărbătoare, anul este la noi e sărbătoare. Este foarte bine pentru că nu avem glodă, adică te miști ușor, nu ești cu încălțămintea plină murdară. Suntem foarte mulțumiți de drumuri. Asta e foarte bun, pentru că noi am trăit aici, era numai pietre și glod. Dar acum e de o plăcere să mergi pe șosea. Și frumos, și curat. Anul 2023 a fost unul dintre cei mai de succes ani pentru sectorul Lupoaica din ultimele decenii. Potrivit președintelui raionului Orhei din Țurcanu, zeci de tronsoane de drum au fost reparate într-un timp record. A fost așternut asfalt, s-a aplicat marcaj rutier de calitate și s-au construit trotuare. Locuitorii ai sectorului Lupoaica, iată că suntem într-un cartier a sectorului Lupoaica care anul acesta am avut multe bucurie aici împreună cu dumneavoastră. Eu am fost la vreo 7 sau 8 lansări de porțiuni de drum asfaltate în asfalt de calitate, în asfalt la cele mai înalte standarde și iată că strada Stejarilor, da, este cireașa de pe tort după ce am amenajat și acest stadion fantastic aici, în locul istoric. Potrivit primarului Tatiana Cociu, în prezent, în unele sectoare din Orhei, lucrările de reparație au fost suspendate temporar din cauza condițiilor meteo. Cu toate acestea, Cociu a declarat că administrația locală, cu sprijinul echipei lui Ilanșor, va continua să implementeze în viitorul apropiat proiectele promise, inclusiv reparația fațadelor, reconstrucția parcului din preajma Orheilând, precum și reparația drumurilor secundare din municipiu. Eu chiar mergeam pe aici și mă gândeam că ceva timp în urmă am mai trecut așa pe drumul ăsta și era foarte, nu, într-o stare deplorabilă și știu că ați așteptat mai mult timp realizarea acestui proiect minunat. Iată că ne bucurăm astăzi să fim din nou alături la această deschidere. Știm că infrastructura reprezintă un lucru foarte important și confortabil pentru toți locuitorii noștri din Orhei. Deci, în scurt timp, vă vom impresiona cu darea în exploatare a mai multor proiecte frumoase. Vrem să vă mulțumim că ne sunteți alături, vrem să vă mulțumim că aveți încredere în noi. Viceprimarul municipiului Orhei, Valerian Cristea, a declarat că în 8 ani echipa lor a reușit să implementeze sute de proiecte. Potrivit lui, datorită muncii asidue, au reușit să facă din Orhei un oraș exemplu. Iată, din așa pasuri se formează orașul. Orașul e un organism viu. Până în prezent, noi cu dumneavoastră am dat în exploatare mai mult de 100 de ogrezi. Asta e foarte complicat. Pe noi ne ascultă domnul Muntean, domnul Pulbere, care ei sunt persoanele, specialiștii principali. Noi am dat în exploatare mai mult de 150 de kilometri de drumuri. Asta ne face ca noi să venim în fața noastră cu pieptul deschis. Și cu adevărat spunem, scumpii noștri orhieni, astea sunt lucruri colosale. Nu este în Republica așa ceva. Tradițional s-a adresat locuitorilor și omul de afaceri Ilanșor. Politicianul a declarat că echipa sa trebuie să depună eforturi mari pentru a implementa proiecte de infrastructură în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, dar vor reuși în pofida obstacolelor. Dragi prieteni, bună ziua! Eu sunt foarte bucuros că noi continuăm să dezvoltăm Orheiul nostru drag. Da, desigur, Orheiul este cel mai dezvoltat oraș din țară. Eu sunt sigur că viața prosperă poate să fie nu numai când există fapte concrete. Mersi mult!
Reprezentanții administrației locale și raionale au mai spus că toate proiectele de infrastructură promise în campanie electorală vor fi implementate în anul 2024.